Și am onoarea să vă prezint 6 oameni extrem de talentați din distribuția spectaculosului musical care se numește Kiss Me Kate. Ei bine, acest musical îl găsiți unde? La Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. De când până când? Pe 19 iunie, ultima reprezentație din acest sezon. Am înțeles. Deci, domnule, cântați live la acest musical? Bineînțeles, absolut. Muzica este semnată Cole Porter și conducerea muzicală semnată de dirijorii noștri Constantin Grigore și Alexandru Ilie. Superbă deci muzică. Să repetăm încă o dată, cu toate că aveți la valiere, îmi place să vin eu cu microfonul la voi. Deci unde, când, cum și de ce? Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București, pe 19 iunie jucăm Kiss Me Kate, ultima oară în această stagiune. Pe dumneavoastră parcă vă cunosc de undeva, domnule. Da, am mai fost pe aici. Omul ăsta talentat cu siguranță vă este cunoscută pentru că a făcut senzație când a fost și la Voce și e un om foarte talentat. Nu l-ați văzut? Da, îl știm, îl cunoaștem. Da. Avea părul altfel, parcă. Era alt aspect, nu? Da. Deci, domnul, cum îl cheamă pe domnul de acolo? Este chiar el? El este. El este? Da. Nu știu cum o cheamă. Adrian Naur. Cum să nu știu, mă, Adrian Naur, mă. Deci acum am piesa aia. A fost la Voce în echipa lui Brenciu, cred, nu? Și după aia am trecut la Smiley. Și după aia am trecut la Smiley, aia, dar era de la Corina Chiriac ceva, nu? Da, Inima Ta. Băi, mi-a rămas aia în capă, deci n-am cum să uit. Deci dacă uitați pe YouTube Adrian Naur, o să vedeți că a făcut senzația acolo. Dar stai că nu erai singur, erai cu Ana Maria Mirică. Băi, deci fabulos, deci ăla fabulos, fabulos. Hello, Eugenia. Bună seara. Ce faci? Bine, mulțumesc. Dansezi în seara asta? Și în seara asta. Am văzut repetiția, nu știu cum o să te descurci cu rochia asta. O să vedeți. Câte rochii schimbi în musicalul ăsta? Două. Perfect. Aici l-avem pe Marian. Salut, Marian. Salut, Cătălin. Tu tot așa schimbi mai multe costume? Da. Dar musicalul ăsta are mai mulți dansatori? Da. Foarte mulți. Câți? În jur de 25. Mamă, 25 pe scenă în același timp? În tot compartimentul? Nu. Deci aproape 100 pe scenă în același timp. Aproape 100 pe scenă. Corect. Plus încă 60 în fosă instrumentiștii. Deci 160 la musicalul ăsta. Dar cine asta înseamnă musical în România? Asta înseamnă musical în România. Vreau să spun că am fost și la Sunetul Muzicii, la Copii, la Opera Comică, weekendul trecut. Bă, și senzațional. Și asta vreau să zic. Câteodată parcă musicalurile astea nu sunt apreciate la adevărata lor valoare. Exact cum spui tu, 60 de oameni instrumentiști în fosă care nu se văd. Da. Încă n-ai auzit câți dansatori, 20 de dansatori și câți alți oameni plus sunt? Plus cor, plus soliști, actori, mașiniști în spate care împing, care fac ca totul să meargă. Este deci, o producție foarte mare. Vă rog, cu dansa n-am vorbit, dați-mi voie, nu știu ce a fost în capul meu, dar mai ziceți-ne încă o dată, vă rog frumos. Este o producție foarte mare, este o producție imensă, ce aș vrea să vă gândiți, Broadway meets Hollywood, doar la operetă, doar la București și doar în 19 iunie, acum, așa duminică. Arată afișul, uite, da. Este superb și ce vreau să le spunem oamenilor, că mi se pare foarte tare, este faptul că acest musical a pornit prin 1940 și de atunci se joacă în continuu, ceea ce înseamnă că este un mega succes. Din 1940 a început, deci puteți, din 48, puteți, oameni buni, să mergeți, să îl vedeți încă o dată, nu uitați, pe 19 iunie. Iulie, da? 19 iunie. Iunie, adică acum, în două zile. Duminică, la 6:30. Duminică la ora 18:30, corect? Perfect. 18:18. Perfect. La Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Noi suntem doar o mică parte din distribuție. Ați aflat peste 160 de oameni acolo. Oameni buni, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi toată săptămâna. Împreună am fost lideri de audiență. Vă mulțumim mult de tot. Ne vedem luni la emisiune. Până atunci, o seară frumoasă și haideți să vedeți o părticică din ce înseamnă acest musical pe care nu trebuie să ratați. Kiss Me Kate, povestea starului Lily Vanessi și a producătorului Fred Graham, doi nebuni divorțați care încă mai au ceva de împărțit. Între timp, actorii își duc viața mai departe pentru că e mult prea cald, e mult prea cald. Vreau să o provoc pe iubită de seară, să o ating în joc pe iubită de seară.
Vreau să o provoc pe iubita de seară, să o ating în joc pe iubita de seară. Iubita mea este perna de seară, pentru-i mult prea cald. Sondajele ne-au edificat un bărbat neconvențional. E haios, robust, e și adecvat, dacă nu-i fiert într-un furnal. Puțin răcoare este un vis, că afară e rău de tot. Este scris marinari sau strungari, caratiști sau dentiști, toți băieții nu pot. Pentru că e mult, mult, mult prea cald, e mult prea cald, e cald, cald, iar. E mult prea mult să mă vadă pe mine, pe Bianca, pentru Bill în fiecare zi. Oh, Bianca, cred că mă iubește. Prin cabina se vorbește că Bianca, draga mea, merge pe blat, din pat în pat. Dar îmi place și o vreau așa. Mă ascultați voi! Bianca, 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 sunt gata pentru orice. Sălbatice. Bine că măcar îmi spune adevărul. Dacă pică un atlet și-mi propune un duet, îi las fusta amanet, așa sunt eu. Femeile. Dar mă jur fidel, îți sunt super credincioasă. Credincioasă mai mereu, baby, felul meu. Și Clark Gable m-a sunat dintr-un avion privat. Aș zbura cu el dacă-mi ia Chanel.